Împreună cu colegii noștri de la Platforma DA, am venit la Comisia Electorală Centrală. Am depus cele peste 25.000, mai exact 25.491 de semnături acumulate pe parcursul celor câteva zile în sprijinul candidaturii Platformei de Unitate și Adevăr la funcția de președinte al Republicii Moldova. Ne-am propus ca în această campanie să facem o campanie bună, curată, una unificatoare în jurul unui proiect de țară coerent. Așa cum am făcut de-a lungul timpului, am încercat să unim societatea în jurul unui bine elaborat proiect de țară, astfel încât în Republica Moldova să se trăiască bine, să se trăiască în pace, în securitate, în bună înțelegere, oamenii să-și găsească un rost la ei acasă, să nu mai fie nevoit să plece peste hotare. Bineînțeles, ne-am propus ca în ceea ce urmează să atragem alături de noi tot ce este mai bun, tot ce este mai democratic, astfel încât la 1 noiembrie să dăm o lovitură de grație actualului regim cu tot ce înseamnă el. Scheme, acte de corupție, atac la democrație, atac la drepturile omului. E timpul să facem schimbarea, e timpul ca Republica Moldova să revină la normalitate, iar oamenii săi să se simtă liberi la ei acasă. Și, bineînțeles, voi face un apel către toate forțele democratice din țara noastră. Să fim uniți, să conjugăm eforturile, să facem tot ce ne stă în putere, astfel încât să nu favorizăm candidatul puterii. Iar eu vă îndemn să fiți alături de Platforma de Unitate și Adevăr, să fiți alături de mine, așa cum eu am rămas alături de oameni de-a lungul timpului. Dacă până în prezent am adunat oamenii în jurul unor activități civice, unor activități politice, am adunat oamenii la proteste, cred că a venit timpul ca prin vot să dăm o lovitură de grație actualei guvernări și tot ce înseamnă aceasta. Alexandru? Doar pot adăuga că cu Doamne ajută și cu eforturile echipei formației a platformei, da, din aproape toate unități administrative teritoriale, în termen restrâns, așa cum știe doar platforma, da, să mobilizeze oameni, noi am acumulat aceste peste 25 de semnături. Ne mândrim cu echipa noastră, vrem să spunem mulțumesc tuturor activiștilor, tuturor celor care au semnat pentru candidatul platformei, da, Andrei Năstase este cel mai bun candidat, cel mai potrivit candidat pentru Republica Moldova și noi continuăm munca fiecare zi, echipa noastră, candidatul, deputații, activiștii, suntem în satele, în orașele, vorbim cu oameni, cunoaștem ce trebuie de făcut cu țara, cunoaștem care sunt cele mai importante probleme care trebuie să fie rezolvate și credeți-ne, avem cel mai bun candidat. Da, am mers în teritoriu, am vorbit cu oamenii, am luat pulsul țării și am stabilit foarte și foarte clar care sunt prioritățile țării noastre. Iată, împreună cu oamenii vom decide pe viitor încotro merge Moldova. Ceea ce vă pot promite e că voi fi unificatorul în această campanie așa cum am fost de-a lungul timpului. Încerc să adun în jurul unui proiect de țară tot ce este mai bun în țară. Toate forțele politice, toate forțele civice, toate energiile de care are nevoie un stat, o țară, un popor. Vă mulțumesc tuturor celor care ați dat curs solicitării mele de a semna în sprijinul candidaturii Platformei de Unitate și Adevăr. Le mulțumesc echipelor noastre din toate raioanele țării, s-au mobilizat exemplar și așa cum în 2015-2016 am acumulat cele 405.000 semnături ca astăzi să avem dreptul de a ne alege președintele de către întreg poporul, iată și de această dată, în mod exemplar, am acumulat numărul necesar de semnături pentru a-l înregistra la Comisia Electorală Centrală și pentru a putea candida la alegerile din 1 noiembrie. Mai fac un apel la întreaga societate. Știu că există multă dezamăgire, există foarte multă lume care au așteptat schimbarea imediat. Schimbarea nu se așteaptă, schimbarea se face și eu îndemn toată lumea să ne implicăm pentru a face această schimbare odată și pentru totdeauna și să nu admitem ca puterea să mai fie tranzacționată de la un oligarh la altul, de la o grupare la alta, ci să fie redată definitiv și irevocabilă poporului Republicii Moldova. Vă mulțumesc!